Patru tineri cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani au fost răniți într-un accident la Șepreuș. Toți au ajuns la spital, iar unul dintre ei este în stare gravă. A fost prelungită sesiunea de înscriere în programul Rabla Local. Noua dată limită este 29 septembrie, ora 23:59 de minute, sau până la epuizarea bugetului alocat fiecarei unități administrativ-teritoriale. România va avea gaz din producția proprie la iarnă. Ministrul Energiei Sebastian Burduja anunță că țara noastră se apropie de 85% grad de umplere a depozitelor de gaz. Anul nou bisericesc, spre deosebire de anul nou civil, începe la 1 septembrie. Data aceasta de 1 septembrie pentru începutul anului bisericesc a fost împrumutată de la evrei, care sărbătoreau atunci anul civil. Potrivit tradiției, Mântuitorul Iisus Hristos și-a început activitatea publică în ziua de 1 septembrie, când a intrat în sinagogă și a citit cuvintele prorocului Isaia, care profețeau despre persoana sa dumnezeiască. Un alt motiv al sărbătoririi anului bisericesc în prima zi a lunii septembrie este tradiția moștenită din legea veche, potrivit căreia, în această zi, a început creația lumii. Începutul anului nou bisericesc a fost instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la Nicea. Ei au stabilit să se sărbătorească data de 1 septembrie ca început al mântuirii creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor, vestind tuturor anul bineplăcut Domnului. Tot în ziua de 1 septembrie, biserica a rânduit să fie pomenit Sfântul Cuvios Dionisie Exigul din Dobrogea, care a alcătuit cronologia creștină, numărând pentru întâia oară anii începând de la Hristos. Există și rânduieli liturgice specifice pentru prima zi a anului bisericesc. Se săvârșește alături de Sfânta Liturghie, în care este prăznuit Sfântul Simeon Stâlpnicul și Sfânta Marta mama sa, sfințirea apei Te Deum și o slujbă specială pentru începutul anului bisericesc. Un accident rutier grav a avut loc aseară între localitățile Șepreuș și Ineu. Un tânăr de 19 ani din Apateu, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 793 dinspre Șepreuș spre Sintea Mare, a intrat în coliziune cu un cap de pod, ieșind în afara carosabilului. În urma accidentului a fost rănit grav un tânăr de 17 ani, pasager în autoturism. Șoferul și alți doi tineri pasageri au fost răniți ușor, toți fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace din cadrul detașamentului de pompieri Ineu și gărzii de intervenție Chișinău-Criș, cu o autospecială cu modul pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, iar din cadrul detașamentului de pompieri Arad, o ambulanță SMURD, terapie intensivă mobilă. La locul evenimentului a fost alocată și o ambulanță SAJ. Testarea cu aparatul alcool test a indicat că șoferul nu consumase alcool. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea accidentului, într-un dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă. A fost prelungită sesiunea de înscriere în programul Rabla Local. Persoanele fizice se pot înscrie în cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate până pe 29 septembrie, la ora 23:59 de minute, sau până la epuizarea bugetului alocat fiecarei unități administrativ-teritoriale. Instrucțiunile privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului Rabla Local sunt detaliate pe site-ul Administrației Fondului de Mediu. Conturile de utilizator ale persoanelor fizice trebuie create anterior înscrierii în aplicație. În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP. La finalizarea termenului de înscriere, după 29 septembrie, AFM va întocmi și transmite către toate primăriile înscrise în program lista cu persoanele fizice eligibile. Este momentul în care primăria va reveni cu detalii legate de pașii care trebuie parcurși în continuare pentru obținerea stimulentului de casare de către arădenii declarați eligibili. Municipiul Arad a obținut 2.400.000 de lei pentru casarea a 1.000 de autovehicule. 80% din valoarea sumei alocate acestui proiect pentru municipiul Arad reprezintă cofinanțarea AFM, iar diferența este acoperită din bugetul local. România va avea gaze la iarnă. Declarația aparține ministrului liberal Sebastian Burduja. Ne apropiem de 85% grad de umplere a depozitelor de gaz, a mai declarat vicepreședintele PNL. Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat că România este pregătită să facă față sezonului rece. Procentul indică faptul că țara este capabilă să treacă peste un sezon de iarnă obișnuit, bazându-se exclusiv pe gazul provenit din producția internă și stocurile de gaze românești disponibile. Cantitatea este cu 570 de milioane de metri cubi mai mare decât
decât producția similară a anului trecut. Există și variante pentru o iarnă grea, respectiv importurile din Azerbaidjan și Grecia. PNL nu are în plan să renunțe la schema de compensare plafonare aplicată la gaz și energie electrică, aceasta urmând să fie valabilă până în primăvara anului 2025. La iarnă, românii nu vor tremura nici de frig și nici de frica facturilor. Nu vă lăsați păcăliți de vocile care încearcă să vă sperie. Nu se pune problema să renunțăm la schema compensare plafonare la gaze și energie electrică. Pe legislația actuală, schema este în vigoare până în primăvara lui 2025. Obiectivul meu este să plătiți un preț corect la factură, iar companiile românești să fie cât mai competitive, a mai declarat liderul liberal. 16 cetățeni bengalezi ascunși în cutii de carton. Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Nădlac au depistat ascunși într-o autoutilitară 16 cetățeni din Bangladesh care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria. Șoferul, un cetățean român, conducea o autoutilitară înmatriculată în România și transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, cutii de carton pe ruta România-Italia. În baza profilului de risc s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport, în urma căruia polițiștii de frontieră au descoperit în compartimentul destinat transportului de marfă, în interiorul cutiilor de carton transportate, 16 cetățeni străini. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului Poliției de Frontieră pentru cercetări. În cadrul verificărilor s-a stabilit că persoanele sunt cetățeni din Bangladesh cu vârste cuprinse între 21 și 40 de ani, intrați legal în România. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șofer și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijlocul de transport, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. De asemenea, în ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nădlac 2 și Borș 2, împreună cu lucrători ai comisariatelor județene Arad și Bihor din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, nu au permis intrarea în țară a două automarfare încărcate cu peste 28 de tone de deșeuri. Consiliul Județean Arad așteaptă avizul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor pentru a putea realiza proiectul tehnic al complexului matern pediatrie, având în vedere că a fost contestat câștigătorul procedurii de selecție. În cursul lunii septembrie, Consiliul Județean va afla dacă procedura pe care a organizat-o va fi confirmată sau infirmată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Ne grăbim, dar facem lucrurile legal. Nu vrem să existe nici cea mai mică suspiciune legată de acest proiect din două motive. Pe de o parte, pentru că este cel mai important proiect pe sănătate publică a Consiliului Județean Arad, pe de altă parte fiindcă este un proiect sensibil pe fonduri europene, iar aici în joc nu este numai credibilitatea Aradului, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Justin Cionca. Complexul matern pediatrie este finanțat prin PNRR și are o valoare estimată de 115 milioane de euro. 22 de evenimente în 15 locații diferite din municipiu și 40.000 de participanți la Zilele Aradului pe durata celor 9 zile în centrul orașului, în parcurile Eminescu și Sfânta Maria din Michelaca, dar și în instituțiile de cultură și în cartierele municipiului. Evenimentele care au adunat peste 10.000 de participanți sunt concertul de pe platoul din fața Palatului Administrativ, ce a avut ca de afiș trupa Voltaj, târgul estival și picnic festival. De un public numeros s-au bucurat gala de operă din piața primăriei, concertul de muzică populară și cel de muzică de petrecere din Parcul Sfânta Maria, petrecerile cu spumă de pe ștrandul Neptun și, nu în ultimul rând, serata seniorilor de la ștrandul din cartierul Gai. De sute de participanți s-au bucurat și expoziția de mașini din piața Avramiancu, dar și Cupa Aradului la minifotbal, proiecțiile de film pentru copii, sărbătoarea asociațiilor de proprietari, concertul de orgă organizat cu ocazia Zilei Orașului Peci la Arad, dar și ședința festivă a Consiliului Local al municipiului Arad, în cadrul căreia au fost acordate 20 de titluri și distinții. Administrația locală a cheltuit în jur de 800.000 de lei. Printre evenimentele toamne aflate pe agenda primăriei prin Centrul Municipal de Cultură se numără cea de-a 10-a ediție a Festivalului de Film Documentar Farad și deja tradiționalul Festival al Vinului.
fost semnat contractul de modernizare a drumului județean Seleuș și Cula, care va cuprinde porțiunea dintre intersecția drumurilor județene Seleuș-Ineu și Seleuș-Șicula până la podul de la Șicula. SC Silon Cons Trans-RL, firma care a contractat lucrarea, are la dispoziție 18 luni pentru finalizarea proiectului. Lucrările efective vor începe la jumătatea lui septembrie. Se modernizează în această etapă 6,3 km de drum, iar valoarea contractului este de 10 milioane de lei, a declarat Justin Jonca, președintele Consiliului Județean. La momentul actual, Consiliul Județean se apropie de 800 de kilometri de drumuri modernizate din totalul de 1180 de kilometri. Am anunțat că proiectul strategic pe drumurile județene în actualul ciclu de finanțare europeană îl reprezintă drumurile din nordul județului și modernizarea legăturilor rutiere cu Bihorul. Este vorba despre următoarele tronsoane de drum: 1. Șepreuș-Cermei, 2. Cermei-Vasile Goldiș-Beliu, 3. Cermei-Berechiu, limită de județ spre Bihor, 4. DN79 Mișca-Vânători-Apateu-Berechiu, 5. Șicula-Gurba-Cermei, a subliniat Justin Cionca. S-a semnat și dirigenția de șantier pentru lucrarea Seleuș-Șicula. Am făcut o economie de 50% din valoarea estimată a contractului. Solicit dirigintelui de șantier rigoare și exigență, fiindcă nu vreau ca drumurile să intre în reparații înaintea finalizării termenului de garanție, a precizat președintele CJA. La rândul său, Cristian Brang, primarul localității Seleuș, a insistat asupra importanței drumului. Este de o importanță majoră pentru noi, mai ales că în apropierea acestui drum va fi construită o stație de biogaz biomasă, care va trebui aprovizionată cu materie primă, iar acest drum ne va ajuta foarte mult, a declarat Cristian Brang. Constructorul Bogdan Faur a declarat la finalul conferinței că dacă nu vor apărea elemente neprevăzute, se va putea circula pe drumul modernizat la sfârșitul verii viitoare. Un nou tur ghidat din cadrul proiectului Turist Latin Acasă al Asociației Turism Alternativ va avea loc sâmbătă pe 2 septembrie de la ora 18. De această dată, arădenii sunt poftiți în spatele ușilor închise la stația de epurare, iar punctul de întâlnire este pe calea Bodrogului la numărul 12. Cea mai mare stație de epurare din județul Arad, cea din municipiu, a fost construită în anul 1968 și a cuprins doar treaptă mecanică cu decantare primară. Stația a fost modernizată în 1984 cu treaptă biologică, astfel cuprinzând bazinele de aerare cu nămol activ, decantoarele secundare și stația de pompare a nămolului de recirculare. Stația de epurare a fost reabilitată recent printr-o investiție de peste 16 milioane de euro, iar calitatea apei deversate în Mureș se încadrează în limitele prevăzute de standardele românești și de cele cerute de Uniunea Europeană. 42 de designer vor participa la cea de-a 5-a ediție a Arad Fashion Days, care va fi găzduită de o locație inedită, Terminalul 2 al Aeroportului Internațional Arad. Evenimentul dorește să contribuie la dezvoltarea spațiilor urbane ale Aradului și să le transforme în poluri de cultură, artă și modă. Anul 2023 vine cu o mare provocare: reconversia unui spațiu economic, Terminalul 2, în catwalk. După sala mare a Palatului Cultural în anul 2019, rooftopul mall-ului în 2020, pasarela peste Mureș, primul show din România desfășurat în totalitate pe un pod și clădirea emblematică a Aradului, vechiul casino anul trecut, Arad Fashion Days propune un nou traseu, unic prin formă și destinație. Terminalul 2 al aeroportului va fi transformat pentru două zile în 2 și 3 septembrie, în locul în care se celebrează arta și frumosul. Bună ziua, pasageri! Vă rugăm să vă pregătiți de îmbarcare pentru zborul 2-3 septembrie cu destinația Arad Fashion Day. Dragilor, vă așteptăm în 2-3 septembrie pe aeroportul din Arad să aniversăm cei 5 ani de Arad Fashion Days. 5 ani în care Aradul a devenit o capitală a modei. În fiecare an am adus designeri, am adus vedete și celebrități din industrie. Anul acesta avem pentru dumneavoastră 42 de designeri, un after party și multe alte surprize. Vă așteptăm pe 2-3 septembrie la aeroportul din Arad. Arad Fashion Day se aduce în fața arădenilor și în acest an designeri consacrați precum Cătălin Botezatu, invitat special al evenimentului în cei 5 ani, Tudor Halațiu, Antonia Naie, Aura Dumitru. Arad Fashion Days continuă și seria de curatoriat creativ prin invitarea tinerilor designer, absolvenți sau studenți ai facultăților de design vestimentar din Arad și din alte orașe precum Timișoara, Cluj, București, Oradea, dar și din Republica Moldova. Evenimentul va fi prezentat de Gianina Corondan. Arad Fashion Day se desfășoară în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, Universitatea Aurel Vlaicu și facultăți de profil din țară și străinătate. Arădenii sunt așteptați la aeroport atât sâmbătă cât și duminică, începând cu ora 19.
prima ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate va avea loc în 2 septembrie în toată țara. 3 muzee din județul Arad pot fi văzute cu această ocazie. Evenimentul național propune peste 100 de obiective, evenimente culturale și programe educative, în spații cu valoare istorică și de patrimoniu din satele și comunele din 32 de județe ale României. Este o premieră europeană, o nouă marcă culturală propusă de Rețeaua Națională a Muzeelor, care poftește vizitatorii să descopere o lume neștiută a spațiului rural din România. Muzee, case memoriale, gospodării țărănești, castele, cetăți, biserici, colecții de artă, ateliere, centre culturale, mori, mausolee, hambare, centre de pompieri. Cele 3 muzee din județul Arad implicate în evenimentul național sunt Casa Memorială și Colecția de Artă Eugen Popa și Eugenia Hagiu, Săvârșin, Muzeul Zestrea Satului din Covăsânț, care prezintă programul Păgoștie la Covăsânț, și Muzeul Memorial Ioan Slavici și Emil Munția. A fost lansată și o campanie națională de dezvoltare de programe educative adresate copiilor și tinerilor din comunitățile rurale, prin care participanții își pot promova colecțiile și patrimoniul cultural. A început pe 27 august și se desfășoară până pe 24 septembrie. Este vorba despre cea de-a 26-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, având ca temă generozitatea prin muzică. Programul festivalului include peste 3500 de artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în prima audiție și concerte educative pentru copii. Anul acesta, Aradul, alături de alte 6 orașe din țară, va găzdui unul dintre concertele conexe ale Festivalului Internațional George Enescu. Aradul a fost cooptat în festival, iar concertul simfonic extraordinar va avea loc pe 14 septembrie în sala Palatului Cultural, de la ora 19. Concertul îi are ca invitați pe Alexandru Ilie, dirijor, și Benjamin Kruitov, tânărul violoncelist luxemburghez, câștigător al concursului internațional George Enescu în anul 2022. Programul vizează unul dintre cele mai apreciate capitole ale literaturii simfonice universale, romantic secolului al XIX-lea, reflectat prin cea mai îndrăzneață partitură destinată violoncelului, concertul în la minor, opus 129 de Robert Schumann, și Sinfonia noua în mi minor din Lumea nouă, opus 95 de Antonin Dvorak. Va fi una dintre cele mai elitiste manifestări muzicale ale Aradului. Biletele la concertul din 14 septembrie au fost puse în vânzare. Pot fi cumpărate la prețul de 30 de lei online pe site-ul bilete.ro sau de la caseria Filarmonicii Arad. Prima ediție a Maratonului Diversității va avea loc la Arad, pe platoul din fața Consiliului Județean. Evenimentul va avea loc duminică 3 septembrie, începând cu ora 17, și va reuni 400 de participanți, membri ai ansamblurilor aparținând minorităților naționale din România. De la ora 17 va începe parada Portului Popular de pe platoul din fața Consiliului Județean Arad până în fața Palatului Administrativ și retur. Evenimentul va fi urmat apoi de un spectacol folcloric cu ansambluri sârbești, maghiare, germane, bulgare, rutene, slovace și românești, pe platoul din fața Consiliului Județean Arad. Evenimentul este finanțat de Uniunea Sârbilor din România și Consiliul Județean Arad prin Centrul Cultural Județean. Preparate cu brânză de vacă sau de oaie, cu varză, măr, dovleac sau vișine, plăcintele întinse sunt o obișnuință pentru zilele de sărbătoare sau sfârșitul de săptămână în satele arădene. Toate acestea vor fi oferite vizitatorilor în cadrul sărbătorii plăcintelor de la Căsoaia, organizată de Consiliul Județean Arad și care va avea loc pe 3 septembrie, începând cu ora 12 în tabără. Vor fi prezentări de aluaturi locale cu degustare. Vor participa toate primăriile din județ. În cadrul evenimentului va fi organizat un spectacol folcloric cu invitați din zonă, cu orchestra Rapsodia și soliștii vocali Alex Pop, Voichița Suba, Daniela Han, Vlad Șerban, Cosmina Brădean, precum și Mirela Petran și formația. Consiliul Județean Arad investește sume importante pentru modernizarea și dezvoltarea taberei de agrement de la Căsoaia. Aici există un teren de sport multifuncțional, inclusiv un foișor, condiții moderne de cazare, și se pregătește documentația pentru construirea unui turn panoramic de 33 de metri în parcul de sculpturi, pentru a pune cât mai mult în valoare obiectivul cultural. Proiectul este unul complex, iar valoarea estimată a acestuia se ridică la 3 milioane de euro.
cercuri și activități culturale, artistice, civice, sportive, turistice, științifice și tehnice, structurate pe grupe de începători avansați și performanță. Asta pune la dispoziția doritorilor Palatul Copiilor din Arad. Astfel, elevii care doresc să frecventeze una sau mai multe activități extrașcolare în anul școlar 2023-2024 se pot înscrie din 1 și până pe 30 septembrie la cursurile desfășurate de Palatul Copiilor Arad în limita locurilor rămase disponibile. Înscrierile se fac la Secretariatul Unității pe Bulevardul Revoluției numărul 69 între orele 9 și 16, prin intermediul profesorului coordonator al cercului sau la adresa de e-mail înscriere pcarad@gmail.com. Documentele necesare înscrierii sunt cerere de înscriere completată de părinte, reprezentant legal sau tutore, dar și copia certificatului de naștere. Fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul instituției. Finala campionatului național de drag racing va avea loc în weekendul 2-3 septembrie pe aeroportul internațional Arad. Programul va începe sâmbătă la ora 10, când se vor desfășura calificările. Finala campionatului național de drag racing îi este dedicată lui Valentin Costea, care a încetat din viață în luna martie a anului 2015. Cunoscut ca și Kidu, Valentin Costea a fost organizator de etape de drag în Arad. Astfel, pe cupele câștigătorilor va fi inscripționat Memorial Valentin Costea. Bineînțeles, finala va fi cel mai mare spectacol din acest an al campionatului organizat de Drag Racing Events. Într-adevăr, avem foarte multe mașini prezente din afară. Germania, Polonia, Croația, Bosnia și Bulgaria. S-au anunțat deja vreo 10 mașini din Germania care nu au mai participat la nicio altă competiție în acest an și modificând mașinile special pentru acest eveniment. Care au fost anul trecut vor fi din nou prezenți și încă cu alți prieteni după ei. Spectacolul va fi garantat. Este al 8-lea an în care organizăm Memorialul Valentin Costea și, bineînțeles, am făcut o sărbătoare din acest eveniment și cu siguranță or să vină și toți cei care l-au cunoscut să ia parte la acest eveniment în care îl reamintim de fiecare dată cu mare plăcere. Vom face totul exact așa cum îi plăcea lui, va fi un show de zile mari. Intrarea la eveniment se face pe baza brățărilor care pot fi achiziționate de la poarta de intrare a aeroportului în zilele de concurs. Mircea Rednic a fost operat miercuri după ce a suferit un infart în timpul partidei de luni cu FCSB, iar tehnicianul nu va putea fi alături de echipă în următoarea perioadă. Antrenorul secund Sorin Rădoi și capitanul Florin Iacob i-au trimis un mesaj de susținere experimentatului tehnician. După cum știe toată lumea, Mircea a suferit un infart miocardic, totul este în regulă, în urma unui control de rutină, pentru că nu s-a simțit bine în ultimele două zile făcând un control. I s-a depistat acest lucru, ne bucurăm că este bine, pentru că dânsul este o fire foarte puternică și noi, ca și staff, ca și echipă, băieții și tot clubul, suntem alături de dânsul și îl așteptăm cât mai repede alături de noi. Ne bucurăm că acum este bine, că a trecut prin operație foarte bine și îl așteptăm cât mai repede lângă noi și să aibă o recuperare cât mai ușoară și oricum noi vom fi lângă el mereu. De acum încolo vom juca și pentru el cu mai multă determinare și ambiție și pentru el. Parcursul excelent al progresului Pecica în Cupa României continuă, de această dată cu o calificare în faza grupelor. Formația antrenată de Dan Stupar s-a impus cu 4-1 în meciul din play-off cu Viitorul Șimian, disputat miercuri pe Arena Pădurice. Luca Bodri cu o dublă, Sergiu Aldan și Dan Răchită au înscris pentru gazde, în timp ce unica reușită a oaspeților i-a aparținut lui Fabio Trip. Progresul va face parte din urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru grupe și are mari șanse să întâlnească două formații din Superliga. Rău.
rămânem și mâine la maxime sub 30 de grade. La noapte se anunță cer senin. Minimele termice vor fi de 13-14 grade Celsius. Vântul va bate cu 9 km pe oră dinspre nord, iar șansele de precipitații vor fi de 10%. Pentru ziua de mâine se anunță averse izolate. Maximele din termometre se vor situa în jurul valorilor de 26-27 de grade Celsius. Vântul va bate cu 11 km pe oră dinspre nord, iar șansele de precipitații vor fi de 70%.